Garde! Stai! Garde la stâng! Ga! Încă trei faci la frate. Garda spre stânga, Valiet! Cu siguranță vin de acolo un coac. Da. Sunt cum spre gata regale. Să acolo. Da, trec din partea. Garda! Trec! Garda pe loc! Repaut! Garda, ascultă comanda la mine! Garda, Valiet! Gardă! Trec! Gardă de scope! Ric! Gardă pe loc! Repau! Gardă! Trec! Gardă scope! Ric! Gardă pe loc! Repau. Ok. În data de 3 noiembrie 1916, conform ordinului numărul 294 al Marelui Cartier General, școala de chi de stiuori a fost transformată în Corpul Vânătorilor de Munte, unitate luptătoare, la comanda acestui corp fiind numit Capitan Virgil Bădulescu. Vânătorii de munte au dus lupte crâncene în sectorul Cireșoaia, Coșna, Măvura, Târgu Ocna, unde inamicul stăpânea înălțimile Vrânceanului. Cireșoaia, Măvura, Coșna și depunea eforturi disperate pentru cucerirea orașului Târgu Ocna. Este de remarcat drumul de luptă și jertfă al vânătorilor de munte în primul război mondial, moment de referință în care și-au demonstrat calitățile de luptători de elită, indiferent de condițiile de teren și starea vremii, în care au fost nevoiți să acționeze. Astfel, trupele de vânători de munte au reușit de-a lungul istoriei să-și atragă admirația atât a aliaților cât și a adversarilor. Cu permisiunea dumneavoastră, vom face câteva precizări de natură organizatorică. Pe timpul desfășurării ceremoniei, vă adresăm rugămintea de a trece telefoanele mobile pe modul de funcționare silențios, iar pe timpul intonării imnului național, să acordați respectul cuvenit, care să corespundă cu solemnitatea acestui moment, prin ducerea brațului drept cu palma la piept, în dreptul inimii. În conformitate cu articolul 12 din anexa 2A, din ordinul M95 din 4 mai 2023, publicat în monitorul oficial numărul 500 din 8 iunie 2023, după încheierea ceremoniei oficiale, pot fi depuse coroane și din partea altor entități sau persoane. Doamnelor și domnilor, se intonează instrumental și vocal imnul național al României.
Și domnilor, în continuare, are loc oficierea serviciului religios, oficiată de către un sobor de preoți din orașul stațiune Târgu Ocna. Pentru oficierea serviciului religios, cărță de slăbune! Slavă Sfintei! Cele de ființe de viață, făcătoare nedesprezite trăimi, totdeauna, acum și pururea, și-n vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Tatăl este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnul, te rugăm, Domnul, miluiește! Pentru pacea și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm, Domnul, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru înaltea Sfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Macaului, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul poporul mâine, pentru tineri, pentru cărmuitorii țării, pentru mai mari orașe satelor și pentru iubitoare de Hristos armate, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să primească jertfelnicul Său cel mai sus de ceruri, mulțimea și rugăciunea noastră de acum, a nevrednicilor robilor Săi și cu îndurare să ne miluiască pe noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră pe care o aducem cu inimă smerită, pentru binefacerile pe care le-am primit de la Dânsul, și ca o tămâie cu bun miros bine primită să-i fie Lui, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre a nevrednicilor Săi robi și buna cererea credincioșilor Săi totdeauna să o împlinească și să-i îndrepteze spre bine
și ca o milostivă purura să ne dăruiască binefaceri nouă și Sfintei sale Biserici și întregului popor drept credincios armatei țării noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tunecaz, România primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărită, Tăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și înțelepciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie, de la Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea au ținut fariseii sfat ca să-L prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodianii zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne dar nouă ce ți se pare, se cuvine să dăm dajdie cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul de dajdie. Iar ei i-au adus un dinar. Iisus le-a zis: Al cui e chipul acesta și inscripția de pe el? Răspunsau ei: Ale cezarului. Atunci a zis lor: Dați cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-au minunat și lăsându-l, s-au dus. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeu îndurărilor și-a dată milostivirea, a cărui mine este nemăsurată și mii de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu tremur, ca niște robi nevrednici cu milință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului tău prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și pe ca un domn, stăpânul și binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, îți mulțumim rugând cu milință nemăsurată și nespusă ta milosivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire ai învrednicit ale semplinicerile, așa și de acum înainte învrednicește-ne a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și în toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefacere împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-ne toată reaua întâmplare, dărându-ne pace și liniște. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și a iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului Duhul lepădării de sine, pe care l-ai dat Sfinților tăi ucenici și apostoli, când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri vitejia cea sfântă,
izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Iar pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune, care fac pe oameni după chipul și după asemănarea Ta. Pomenește-i, Doamne, pe făuritorii mari unind, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri când chemau ei ajutorul și îndurările Tale asupra lor și asupra țării acestea în care se preamărește numele Tău. Învrednicește-ne pe toți ca totdeauna mulțumire să-Ți aducem Ție cele bune să grăim și să-Ți cântăm Ție celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă Ție, Dătătorul nostru, de bine în vecii vecilor! Amin! Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră! Slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Domn, și acum și pururea și în vecii vecilor! Amin! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preacucernice Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru că ce prea curate Maicii Sale, ale Sfinților, slăviților, totodată apostol și pentru tuturor Sfinților, să ne miluiască și mântuiască pe noi, ca un bun de oameni iubitori. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Doamnelor și domnilor, adresăm rugămintea domnului primar al orașului stațiune Târgu Ocna să ia cuvântul. Preacucernici părinți, distinse domnule subprefect Narcis Citaru, a instituției prefectului județului Bacău, domnule vicepreședinte a Consiliului Județean Bacău Gelu Panfil, distinse domnule comandant a unității militare Batalionul 22 Cireșoaia din localitatea Sfântul Gheorghe, care reprezentați cu cinste arma Vânătorilor de Munte, onorată audiență, distinși domn primari, vecini ai localității Târgu Ocna, respectabili militari, dragi elevi ai Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare, dumneavoastră, dragi locuitori și turiști, astăzi la Târgu Ocna ducem tradiția mai departe, organizând al 19-lea eveniment de aducere a unui pios omagiu eroilor neamului României, oriunde au căzut la datorie, și pentru a cinsti arma Vânătorilor de Munte, care peste două zile, pe 3 noiembrie, își servează ziua oficială. La mulți ani, dragi militari ai Armatei Române, Vânători de Munte! Iată că și timpul este alături de noi, prezența dumneavoastră aici în piațeta Costache Negri, din fața primăriei, ne onorează, ne responsabilizează și totodată ne bucură. Într-o zi deosebită, așa cum este astăzi, avem oaspeți de seamă, oaspeți, frații ai noștri, de dincolo de Prut, de lângă acea linie care a fost trasată la un moment dat, sunt reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale de lângă Chișinău, este aici primarul localității Bubuieci, care aparține de municipiul Chișinău, și totodată domnul Alexei Percemle, pe care îl felicităm și îi mulțumim că astăzi, înainte de a începe acest eveniment, am semnat un acord de înfrățire între localitățile noastre. Acest acord să dăinuie în timp.
De asemenea, ne onorează cu prezența o delegație importantă a municipiului Chișinău. Este vorba de domnul pretor a sectorului Buiucan, municipiul Chișinău, domnul Vasile, și colegul său, domnul vicepretor, domnul Victor Poiană. Emoții. Cu toții vedem că orașul Târgovna, alături de locuitori, alături de frumoasele și valoroasele resurse, este vizitat de cât mai mulți turiști din țară, dar și din Republica Moldova. Vedem peste tot, la Salina, în parc, în toate celelalte obiective ale orașului care le punem la dispoziție din punct de vedere turistic, sunt aglomerate, ceea ce ne bucură. Vă doresc, dragi militari, astăzi, în această zi minunată, la mulți ani, tradiția să meargă mai departe, să fiți sănătoși, să reprezentați cu cinste drapelul tricolor, oriunde vă va trimite România. Felicitări și la mulți ani! În continuare, îl invităm pe vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, domnul Gelu Ionuț Panfil, să ne adreseze câteva cuvinte. Stimate domnule primar, domnule subprefect, domnule comandant, stimați colegi primari ai localităților vecine, dar și colegi de peste Prut, așa cum în mod corect a evidențiat domnul primar, preacucernici părinți, stimați invitați, onorată asistență, dragi ostași ai Armatei Române, sărbătorim astăzi, în avans de altfel, Ziua Vânătorilor de Munte, unitate militară cu o îndelungată tradiție și ale cărei fapte de vitejie de-a lungul istoriei au transformat acest corp de elită într-un adevărat simbol de curaj și patriotism. Voi reaminti, ca o datorie de onoare, câteva repere istorice care ne vorbesc despre eroii necunoscuți sau cunoscuți care s-au jertfit în luptele duse de vâltorile istoriei. Noaptea de 15 spre 16 august 1916, când soldații români au trecut granița în Ardeal, sau vara anului 1917, în luptele de la Mărăști, Mărășești și Oituz, sunt două dintre cele mai importante momente istorice când Armata Română și implicit Corpul Vânătorilor de Munte au schimbat decisiv parcursul revizibil al istoriei europene. Faptele tulburătoare de vitejie, insuflate de eroismul și patriotismul soldaților români, nu au trecut neobservate, militarii vremii aducând adevărate omagii. Astfel, în septembrie 1917, generalul Berthelot, șeful misiunii franceze în țara noastră, spunea: chemată la suprema încercare, Armata României a dat nenumărate dovezi de eroism. Soldații români luptă admirabil. Ei sunt la înălțimea celor mai viteji apărători, ei sunt cei mai buni soldați din lume. Dar misiunile Vânătorilor de Munte nu s-au oprit aici. În cel de-al doilea război mondial, luptătorii acestui corp de elită au pus umărul la eliberarea Bucovinei și nordului Basarabiei și pentru eliberarea Transilvaniei. În istoria recentă, Brigada Vânătorilor de Munte a participat alături de forțele NATO și ONU la misiuni militare în teatrele de operațiuni din Kosovo, Irak și Afganistan. Vânătorii de Munte sunt exemple vii de dăruire și abnegație, eroii dintre noi, de multe ori neștiuți, dar care, prin curajul și determinarea de care dau dovadă în apărarea valorilor fundamentale ale civilizației, devin modele care ne inspiră. La mulți ani, Vânătorilor de Munte! Îl
Îl invităm pe Cosmin Blaga, elev al Colegiului Național Costache Negri, să ne adrese, să ne prezinte un scurt istoric despre Ziua Vânătorilor de Munte. Preacucernici părinți, înalt oficialități, dragi cetățeni și respectabili vânători de munte, bună ziua! Astăzi, în această zi de noiembrie, se împlinesc 108 ani de la un eveniment important din istoria militară a României. Sărbătorim așadar 108 ani de la înființarea trupelor vânătorilor de munte, o ramură de elită din cadrul armatei române. Această unitate militară face parte din infanterie. În timpul primului război mondial, armata română resimțea lipsa unei unități militare special instruite pentru luptele din munți. Pe 3 noiembrie 1916, din ordinul numărul 234 al Marelui Cartier General, școala militară de Schior din București era transformată în Corpul Vânătorilor de Munte. Unitățile de vânători de munte aveau rolul de a desfășura operațiuni militare independente și în bună cooperare cu celelalte forțe în teren muntos și împădurit. La 9 ianuarie 1917, Corpul Vânătorilor de Munte era transformat în Batalionul Vânătorilor de Munte. Pe o perioadă de 6 luni de zile, viitorii vânători de munte au fost bine instruiți la cazarma Regimentului 4 Roșior din București. Ordinul de luptă a fost dat pe 8 august 1917 de către generalul Constantin Prezan. Botezul focului a avut loc pe data de 11 august 1917, în timpul luptelor de Medalul Coșna și Cireșoaia, sub comanda majorului Virgil Bădulescu. Lupta de la Cireșoaia s-a desfășurat pe data de 28 august 1917 și a fost o operațiune militară foarte importantă de pe frontul românesc din apropierea orașului Târgu Ocna. Lupta de la Cireșoaia a fost parte a celei de-a treia bătălii de la Oituz și a avut ca rezultat blocarea înaintării trupelor germane și austro-ungare înspre Moldova prin trecătoarea Oituz. În după-amiaza acelea zile, ostașii regimentului 27 infanterie și ostașii batalionului vânătorilor de munte au primit ordin să atace și să cucerească vârful Cireșoaia, mai exact cota 772, cotă considerată de către Marele Cartier General de o importanță deosebită pentru întreg aliniamentul românesc. Astfel, ostașii regimentelor 27 și 15 infanterie, într-o perfectă cooperare cu vânătorii de munte, au urcat dinspre muntele Măgura spre vârful Cireșoaia. Ziua s-a încheiat cu victoria incontestabilă a armatei române, dar trupele române au avut parte de pierderi colosale. După victoria de pe dealul Cireșoaia, vânătorii de munte s-au retras în refacere la garnizoana de la Târgu Neamț, unde s-au reorganizat în regimentul de vânători de munte Principile Caro. Un ajutor de nădejde al ostașilor din Batalionul Vânătorilor de Munte au fost caii Huțuli, o rasă autentic românească din Bucovina. Uneori însetați, înghețați, obosiți și înfometați, caii Huțuli au urcat sub greutatea samarelor povârnișuri abrupte pentru a transporta hrană, armament și muniție vânătorilor de munte. Caii Huțuli au fost folosiți la evacuarea răniților de pe câmpurile de luptă. Caii, camarad de nădejde ai oșteanului român, transportau răniții cu cărucioarele brancarde din spatele liniei frontului spre punctele sanitare, făcând în acest fel numeroase drumuri singuri, fără a fi îndrumați sau conduși de către cineva. Putem să-i considerăm și pe ei eroi alături de soldați. Și ei au fost uciși pe câmpurile de luptă. În anul 1923, vânătorii de munte au fost reorganizați în două divizii, iar în anul 1937, trupele de vânători de munte sunt reorganizate din nou în 3 brigăzi. În timpul celei de-a doua conflagrații mondiale, vânătorii de munte au luat parte la
luptele de eliberare a Bucovinei și nordului Basarabiei, luptele de eliberare a Ucrainei până în octombrie 1941, operațiunea Albastru în 1942 din Caucaz sub comanda generalului Ion Dumitrache, sângeroasa bătălie de la Stalingrad de la 1942 și la apărarea peninsulei Crimea în 1944 cu sprijinul Wehrmachtului. La momentul actual, vânătorii de munte sunt împărțiți în două brigăzi. Brigada 2 vânători de munte Sarmi Segetusa de la Brașov și brigada 61 vânători de munte general Virgil Bădulescu de la Miercurea Ciuc. Mă înclin respectos în fața vânătorilor de munte. Vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat ascultarea și atenția dumneavoastră. Adresăm rugămintea domnului general de flotila aeriană în rezervă, domnul Florea Vasile, să ne adreseze câteva cuvinte. Preacucernici părinți, stimate oficialități, dragi participanți la acest eveniment deosebit în viața vânătorilor de munte, încep prin a vă spune că sunt onorat să vorbesc în fața unor trupe care întotdeauna au demonstrat că sunt trupe de elită, așa cum în forțele aeriene sunt parașutiștii. Și în primul război și în al doilea război mondial și în teatre de operații, vânătorii de munte au fost la înălțime și au demonstrat instruirea lor înaltă și priceperea lor în ducerea luptelor. În intervenția mea am să mă refer la doi, le-aș spune, mari comandanți de vânători de munte, din două tabere opuse, și nu mă refer la toată activitatea lor, ci doar la bătălia dusă pe dealul Coșna, pentru că acest deal este foarte aproape de Târgu Ocna și cetățenii din acest oraș știu foarte multe lucruri despre ce s-a întâmplat acolo. Pe dealul Coșna, la un moment dat, au trecut, dacă vreți, dintr-o parte în alta victoriile. Dar în episodul pe care vreau să vi-l redau, unde s-au înfruntat cei doi comandanți și ei au fost Bădulescu, cel care conducea pe vânătorii de munte români, și Erwin Rommel, cel care conducea vânătorii de munte ai Germaniei. Locotenentul Erwin Rommel, care în al doilea război mondial a devenit feldmareșalul Erwin Rommel, zis Vulpea Deșertului, care a cucerit nordul Africii, era un tactician foarte bun și dealul Coșna, la un moment dat, era cucerit și ocupat de trupele române conduse de Virgil Bădulescu. El a luat cu asalt și înainte de a pleca la acest asalt, le-a spus șefilor lui: este foarte greu să cuceresc acest deal pentru că acolo este un adevărat cuib de vulturi. Și vreau să vă spun că în această bătălie de pe Coșna, în timp de două săptămâni, s-au obținut 61 de victorii în 61 de contraatacuri, astfel încât presa vremii, istoricii vremii și marii comandanți au spus că trupele române își merită aprecierea la superlativ, pentru că într-un front de 120 de kilometri, nemții n-au reușit să găsească măcar un punct slab pe unde să spargă frontul și Moldova să devină ce era țara românească până atunci, adică să fie și ea cucerită în totalitate și cele două țări române să treacă în administrarea Imperiului Austro-Ungar. Nu s-a întâmplat acest lucru datorită faptului, și n-aș spune vitejie, că e un cuvânt parcă depreciat, zic eu, datorită bărbăției, datorită îndârjirii cu care au luptat românii pe acest deal. Și am să vă dau câteva exemple care pe mine m-au impresionat citindu-le ieri în diferite lucrări. Una dintre lucrările foarte valoroase este lucrarea profesorului Stoica, Carte de Aur a Oituzului. Și în această carte, dar și în alte surse, se dau câteva exemple. Cum ar fi, la un moment dat, doi frați deserveau o mitralieră. Unul ținea banda cu cartușe și unul trecea la mitralieră. Cel din stânga care ținea banda a fost împușcat mortal, iar fratele lui a preluat în continuare singur lupta cu o mână mânuind banda cu cartușe și cu o mână pe trăgaci, trăgând în soldații germani care urcau dealul și care vroiau să-i cucerească. Un soldat cioplea
o cruce de mesteacă și l-a întrebat comandantului pentru cine cioplește această cruce. Că a văzut că în stânga și în dreapta erau gropi unde 4-5 soldați erau aliniați și puși în grop comune. Și el a crezut că pentru acești soldați. Și nu, el a zis că pentru un simplu soldat să apă această cruce. Dar cine este soldatul? Te-ai hotărât să faci acest gest? Păi zice, este fratele meu. Tot în aceste lupte, Rommel a fost rănit la brațul stâng și datorită faptului că a pierdut mult sânge și datorită faptului că era obosit, că nu dormise 24 de ore, nu mai putea da comenzi decât stând culcat pe spate, până acolo s-a ajunsese. Dar era un comandat atât de ferm încât nu vrea să renunțe la conducerea trupelor lui spre victorie, lucru care nu s-a reușit. Au avut și sprijin de artilerie. Nemții schimbau soldații în fiecare zi. Românii de pe dealul Coșna erau aceiași. Erau foarte obosiți, dar nu s-au lăsat. Se ajungea la lupta în tranșee. Când se ajungea la lupta în tranșee, la baionetă, românii erau atât de hotărâți încât niciodată n-au fost învinși în lupta din tranșee. Ca să nu vă mai spun un episod care te uimește pur și simplu, sub gloanțele mitralierilor care veneau de jos din partea nemților, s-au apropiat la 45 de metri de nemți și au început sub gloanțe să sape tranșee pentru ca să-i poată opri. Și așa se pot da foarte multe exemple, v-am dat doar câteva, ca să înțelegeți că această încleștare de pe dealul Coșna a fost cum a fost lupta de la Verdun, dacă vreți să facem o comparație. Și vă mai spun de asemenea că nemții, văzând că nu au șanse, au dat ordin artileriei să bombardeze orașul Târgu Ocna. Comuna Târgu Ocna era atunci. Și vreau să vă spun că 150 de case au luat foc în urma bombardamentelor. Dar parcă Dumnezeu a ținut cu acest oraș și în câteva ori a dat o ploaie puternică care a stins mai bine de jumătate din flăcările care ardeau în Târgu Ocna. Iată deci că în această luptă s-au confruntat doi mari comandanți și despre Bădulescu vreau să vă mai spun două cuvinte și închei. După ce a ieșit din armată, el a făcut școala militară, am uitat să vă spun, în Germania. Era un militar desăvârșit, foarte hotărât, foarte bine pregătit, dar pe urmă a fost antrenat și în alte activități și printre altele a refăcut și reorganizat sportul românesc în toată țara românească. Este un om care s-a încoronat de glorie și cei care îi poartă numele îl poartă cu cinste pentru că este un adevărat simbol al vânătorilor de munte. Închei prin a vă ura la mulți ani, dragi vânători de munte, și a vă spune că eu, ca aviator, iubesc la fel de mult parașutiștii cum iubesc și vânătorii de munte după ce am citit atâtea despre voi, pentru că de câțiva ani sunt invitat de domnul primar Cristi Ciubotaru ca să vorbesc în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție! Îl invităm pe domnul Geo Popa Gheorghe, reprezentant al Asociației Naționale Cultul Eroilor, Regina Maria, filiala Bacău, să ne adreseze câteva cuvinte. Dragoșernici părinți, domnule primar, onorată asistență, bravi soldați ai armiei române, cartea deschisă de istorie este izvorul viu al neamului românesc. Ne uităm în urmă pentru a face o adâncă plecăciune în fața celor care, cu responsabilitate și curaj, s-au jertfit pentru patrie, pentru grie, pentru popor. Ne uităm în același timp și în prezent și vedem un corp de elită al armiei române, vânătorii de munte, care se pregătesc aici în România și care sunt prezenți în diferite teatre de luptă de peste tot din lume. Ei duc mai departe gloria celor care au fost și aduc în spațiul românesc și nu numai iubirea, respectul pentru tot ceea ce a fost și pentru tot ceea ce va veni. Vă spun cinstit că am fost cu totul și cu totul impresionat de discursul lui Cosmin, acest copil care este crescut aici de o familie frumoasă, care este crescut de o școală frumoasă și care va fi un bun român pentru toate timpurile, atât cât vor fi ele, de bune sau de mai puțin bune, pentru toți cei care gândim
care simțim și știm că România este o țară puternică, va rămâne o țară puternică și prin dumneavoastră, bravi ostași ai armiei române. Cinste vouă, cinste poporului român, aduc un cuvânt de laudă tuturor celor care înțeleg că doar prin curaj și responsabilitate pot să ducă România în direcția cea bună. Pot să-i dea României lumina de altă dată, pot să o facă să strălucească așa cum a fost, să fie și ceva în plus. Doar când noi înșine vom putea duce țara acolo unde este locul, în civilizație, înspre Occident. Mă uit cu mare emoție, așa cum m-am uitat acum 2 săptămâni în urmă înspre Basarabia. Mă uit cu aceeași emoție la ceea ce va întâmpla duminica care urmează. Sunt sigur că vom fi împreună pe acest drum al dreptății. Sunt sigur că vom fi împreună pe acest drum al democrației și al iubirii pentru aproapele și al iubirii de Dumnezeu. Acestea sunt cuvintele pe care ar trebui să le păstrăm și să le trimitem mai departe tuturor celor care cred că România este o țară mare, România este o țară frumoasă, că România este o țară puternică. Așa să ne ajute Dumnezeu! Îl invităm pe domnul colonel în retragere Ciupercă Costel să ne adreseze câteva cuvinte. Stimate domnule primar, onorată asistență, dragi vânători de munte, în calitate de președinte al Asociației Rezerviștilor Militari din Ministerul Apărării Naționale din județul Bacău, transmit de ziua lor salutul nostru cald și sincer bravilor vânători de munte care reprezintă cea mai tenace și cea mai încercată dintre arme, întrucât instrucția lor este dură, viața lor este aspră, misiunea lor e foarte complexă. Tenacitatea ieșită din comuna vânătorilor de munte, căldura sufletească, respectul și cavalerismul sunt materializate la cotele cele mai înalte, așa cum filozofia poporului român reliefează toleranța, bunătatea sufletească, respectul față de spațiu și de om, unitatea om-spațiu fiind plină de iubire față de neam și țară. Vânătorii de munte sunt trupe ale spațiului montan românesc pentru Carpații pe care trebuie să-i slujească cu viața, cu inteligență și curaj. În sistemul de instrucție al vânătorului de munte nu există încrâncenare, ci o mare dorință de a fi cel mai bun, de a atinge performanța, de a transfera din piatră în om și din om în piatră acest sentiment puternic al spațiului și al iubirii. Ca și celelalte cadre ale armatei române, vânătorii de munte au știut să transfere picătură cu picătură din viața lor de militar pentru instruirea ostașului purtător de glorie strămoșească, a splămădit oameni și caractere ca purtători de virtuți ale românilor pe aceste meleaguri strămoșești, v-a scontopit în fapte și gândire cu țara, cu pământul românesc. Permanent voi ostași munților, ați înscris în fapte cele 3 virtuți ale neamului românesc. Credința cea dreaptă, iubirea cea înălțătoare, jertfa folositoare. Vânătorii de munte nu au uitat că drapelul, imnul și uniforma armatei române sunt sfânta treime a existenței națiunii noastre și le-au purtat în minte și în faptă. Nu s-au lăsat copleșiți de greul în fața cotropitorului gliei strămoșești, au demonstrat că fără istorie, cartea cea din tâi a unei nații, nu putem exista sub semnul duratei respectului zvorului al adevărului și al locului de unde venim. Noi, militari în rezervă și retragere, vom însoți timpul neant, dar ca și vânătorii de munte, vom fi temelia de granit a virtuților noastre ostășești și pe care noile generații le vor amplifica pentru măreția armatei și a României. Din toată inima, pentru vânătorii de munte, un omagiu tuturor care au servit în această armă și care nu mai sunt printre noi. Pentru cei prezenți, la mulți ani, cu multă sănătate, multe împliniri ostășești pentru măreția armei
ce poartă în semnul Florii de Colț. Vă mulțumesc! Adresăm rugămintea domnului locotenent colonel Gerard Marcel să dea citire mesajului șefului statului major al apărării cu prilejul zilei vânătorilor de munte. Prea puternici părinți, stimate oficialități, stimați invitați, dragi cetățeni ai orașului Târgu Ocna, dragi camarazi, cu acceptul dumneavoastră dau citire mesajului șefului statului major al apărării cu prilejul zilei vânătorilor de munte. Istoria vânătorilor de munte este profund legată de evoluția militară a României din ultimul secol. Prima structură a acestei unități a fost creată pe 3 noiembrie 1916, când Marele Cartier General a decis transformarea Școlii Militare de Schilori din București în Corpul Vânătorilor de Munte, cu un efectiv de 2000 de combatanți. De atunci, militarii cu berete verzi au adus apărarea patriei mai presus de propria viață. Au luptat în ambele conflagrații mondiale, curajul lor și spiritul de corp, cântărind greu în stabilirea deznodământului în bătăliile la care au luat parte. Faptele eroice din cel de-al doilea război mondial ale vânătorilor de munte la Târgu Ocna, Cireșoaia, Oituz, precum și cele patru care au contribuit la eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei, sunt fire ale gloriei militare din istoria țării noastre. Devotamentul înaintașilor a devenit un exemplu de urmat și de următoarele generații ale cavalerilor Florii de Colț. Capacitatea lor de a se adapta rapid a fost unul dintre punctele forte din fiecare misiune ce le-a fost încredințată. Ei au reprezentat cu cinste armata României în teatre de operații din Irak, Afganistan, Kosovo, Bosnia și Herțegovina și, mai recent, în Republica Centrafricană, contribuind prin personalism la statutul militarilor noștri de camarazi aliați de încredere. Dragi vânători de munte, prin activitatea dumneavoastră de zi cu zi, onorați memoria vânătorilor de munte. Patriotismul, curajul, voința, camaraderia și responsabilitatea vă definesc ca militari. Pregătirea și experiența dumneavoastră vă plasează în elita armatei României. Modalitățile dumneavoastră de angajare sunt esențiale, cu atât mai mult având în vedere lecțiile identificate în conflictele militare din actualul context de securitate. Vă încurajez să continuați să vă pregătiți cu dedicare și să abordați fiecare misiune cu hotărârea care i-a caracterizat pe vânătorii de munte de-a lungul timpului. Rămâneți la fel de curajoși și demni, continuând frumoasele tradiții de luptă care v-au definit. Cu prilejul zilei vânătorilor de munte, vă urez sănătate, putere și succes în tot ceea ce faceți. La mulți ani, vânători de munte, semnează șeful statului major al apărării, general Gheorghiță Vălar. Vă mulțumesc! Mulțumim tuturor pentru cuvintele alese. În continuare, domnul primar Cristian Aurelian Ciubotaru, în semn de apreciere pentru buna colaborare, acordă un simbol al orașului stațiune Târgu Ocna, domnului locotenent colonel Gerard Marcel, comandant al batalionului 22 vânători de munte Cireșoaia. No. Hai, du. În numele locuitorilor orașului Târgu Ocna, dumneavoastră celor prezenți, ofer și mă invitez acest simbol al sării, așa să fie și de misare, domnului comandant, care sunt avanțe de administrat. Domnul primar Cristian Aurelian Ciubutaru, cu înaltă considerație, acordă un simbol al orașului stațiune Târgu Ocna, domnului locotenent colonel Gaiță Mihai Liviu, comandant al depozitului 92 Geniu, Bara Olt. Vă ofer în numele comunității Ocna, distinse domnule colonel, poftiți.
Bă, dar pleacă-mă din cadru. Da, nu, microfonul, dă-te. Am și eu o mică atenție pentru dumneavoastră, este vorba de o plachetă. Dă-te! Este vorba de o plachetă cu un semnul heraldic al unității pe care o conduc acum. Domnul locotenent colonel Șelaru Maricel acordă în semn de prietenie al vânătorilor de munte un tamblou cu simbolul vânătorilor de munte și cartea brigăzii 61 vânători de munte general Virgil Bădulescu, flori de colț în Carpații Orientali. Domnului primar al orașului stațiune Târgu Ocna, Cristian Aurelian Ciubutaru. Și cartea brigăzii 61 vânători de munte care anul acesta în primăvară a ieșit la lumină cu mesajul: stimate domnule primar, cu ocazia zilei vânătorilor de munte dorim să vă transmitem sincere mulțumiri pentru susținerea constantă pe care ați oferit-o celor care poartă cu mândrie acest simbol al curajului și devotamentului. Această carte este un mic simbol al recunoștinței noastre pentru contribuția dumneavoastră la păstrarea și promovarea tradiției vânătorilor de munte. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi în spiritul respectului și al credinței. Domnul general de flotila aeriană în rezervă, domnul Florea Vasile, acordă un simbol domnului primar Cristian Aurelian Ciubutaru. Îmi face deosebită plăcere să acord domnului primar o monografie a veteranilor, a istoriei veteranilor de război de la înființarea asociației după 1990 și până în prezent. În semn de prețuire pentru tot ceea ce face pentru educația și pentru armata română cu această ocazie. De asemenea, domnului comandant al batalionului acord și dânsului o carte care a fost scoasă tot de asociația noastră și sper să o citească cu mult interes. Doamnelor și domnilor, ceremonia continuă cu depunerea de coroane de flori.
parte a cultul eroilor Bacău și filiala județeană a rezerviștilor militari din Ministerul Apărării Naționale. Thank you.
toți invitați, are loc realizarea dispozitivului de defilare și defilarea trupelor. Doamnelor și domnilor, ceremonia militară și religioasă, dedicată zilei vânătorilor de munte,